Bun găsit, sunt Alina Storza și vă invit la știrile WeSport. Boxerul moldovean Ștefan Vozniakovski a câștigat medalia de aur la turneul internațional de la Madrid. În finală, pugilistul nostru l-a învins pe reprezentantul gazdelor care a participat în această vară la Jocurile Olimpice de la Paris. Imnul Republicii Moldova a răsunat în capitala Spaniei datorită boxerului din Hâncești, Ștefan Vozniakovski. 90 de sportivi din 15 țări au participat la turneul de la Madrid. În finala categoriei de 63,5 kg, Ștefan Vozniakovski l-a învins prin knockout pe spaniolul Oier Ibareche. His red corner from Moldova, Ștefan Vozniakovski. În vârstă de 21 de ani, Ștefan Vozniakovski va participa săptămâna viitoare la campionatul european din Bulgaria.